Bună regăsire, prieteni ai Ruibiului. Suntem în superbul parc sportiv Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, unde astăzi se dispută o partidă din ultima etapă a turului Superligii Czech Bank între două echipe de dincoace de Carpați, Universitatea din localitate și Timișoara Saracens RCM UVT, cum este denumirea completă a echipei din Banat. Cristian Frisc, numele echipei de transmisie, care îl are alături astăzi pe Emil Pârțoc, o binecunoscută figură, emblematică, aș spune chiar, a rugbyului românesc, vă invită la un spectacol care se anunță unul de calitate. În primul rând, bună ziua și cam care ar fi auspicii?